Patriarhul României a hirotesit astăzi în rangul de econom stavrofor cinci clerici din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din București și cinci ieromunahi în rangul de protosinghel. Slujba a fost oficiată în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. Prea fericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a hirotesit astăzi în rangul de iconom stavrofor pe părintele Marian Vild, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din București. De la aceeași instituție de învățământ au mai primit rangul de iconom stavrofor preoții Radu Petre Mureșan, Mihai Burlacu, Valentin Ilie și Alexandru Dumitrescu. De asemenea, iromonahii Arsenie Nae și Cristofor Antoce, de la Mănăstirea Radu Vodă din București, au primit rangul de protosinghel. Același rang l-au mai primit ieromonahii Pavel Mincă de la Mănăstirea Turnu, Luca Bălteanu de la Mănăstirea Crasna și Gherontia Anton de la Mănăstirea Samurcășești. În cuvântul rostit cu acest prilej, Patriarhul României a subliniat faptul că aceste distinții reprezintă o recunoaștere a activității de până acum și un îndemn pentru o lucrare mai intensă. Astăzi, cu ajutorul Dumnezeu, prin lucrarea Harului Duhului Sfânt, ați fost hirotesiți mai mulți economi stavrofori și mai mulți protosingheli. Aceste ranguri de econom stavrofori sau purtător de cruce și de protosinghel înseamnă o recunoaștere a activităților desfășurate până acum și o încurajare pentru alte activități în viitor. Ați primit prin hirotesie o treaptă în plus pentru o lucrare în plus. Nicolae Orga spunea că fiecare treaptă urcată în viață este un nou altar de jerfă. Ne rugăm unui Dumnezeu să vă dărească sănătate ajutor mult în lucrarea misionară a bisericii și să aveți în primul rând dragoste față de Hristos și față de biserică. Ca semne distinctive, preoții iconom Stavrofor poartă cruce pectorală, brâu roșu și bederniță, iar protosinghelii doar cruce pectorală și bederniță.